La nici 2 săptămâni de la începerea noului an școlar, cazurile de infectare cu COVID-19 au explodat în unitățile de învățământ. Cu toate astea, guvernanții au pus problema testării copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani la petreceri sau piscine, iar la școală triajul epidemiologic nu există. Măsura precum că și copiii cu vârste între 6 și 12 ani să fie testați pentru accesul la anumite activități în localitățile unde rata de incidență COVID depășește 3/1000 de locuitori a creat furie în rândul populației. Eu nu sunt de acord. Copiii încă sunt sănătoși. Noi ar trebui să muncim pentru ei ca să creștem o generație sănătoasă, să le dăm mâncărică bună, ceea ce trebuie, cât mai natural, ca să aibă imunitate. Guvernul a adoptat în ședința de joi o hotărâre la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care copiii cu vârste între 6 și 12 ani să nu mai fie testați pentru accesul la anumite activități în localitățile unde rata de incidență COVID depășește 3/1000 de locuitori. Totodată, la școală unde cazurile de infectare au explodat, nu s-a luat nicio măsură în privința triajului epidemiologic. Având în vedere că a început școala, cred că la restaurante nu prea se duc în perioada asta, iar la școală, după cazurile care se aud, sigur trebuie testați. În școală, da. Da, pentru că... Na, sunt mai mulți. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta Ministerul Educației nu a mai realizat până în acest moment un formular standard prin care părinții să își dea acordul ca elevii să fie testați pentru COVID-19 la școală, acolo unde există această posibilitate.